Vezile Mănăstirești? Zilnic. Oh, și eu mă joc des pe aici. Ok, răsprala. Dar nu ești cam mare să te joci? Păi și voi vă jucați mai înainte cu fetele în voră. Păi, familia mea muncește unii pe zile astea. Cogoș, aici nu muncește nimeni. Nu acum. Dar cine crezi că a vărui pomii azi dimineața? Și cine crezi că i-a curățat ieri de uscăciuni? Sau cine a ars toamna frunzele uscate? Și cine-i dămăduiește ani de ani de moli? Eu m-am zărit pe nimeni. Ești chiar. Dar pe oamenii ăștia care se odihnesc la umbra pomilor, îi vezi? Da. De ce crezi că stau acolo? Că se odihnesc la umbră, cum ai spus. Se odihnesc după o zi de munci grele. Sunt aici de la răsăritul soarelui și prudesc ca să ai tu foame ce mânca. Cine am înțeles? La părinții tăi muncesc? Hei, care ați asta? Mă mânc acasă. Ce-mi zic, da? Da, nu știu să te ce zici? Că ești pânguț. Trebuie să plec și eu, aș putea să fac un ban în timpul ăsta. Te conduc. Pot? Da. Dar nu fii spresat? Păi, noi trăim lângă curtea mănăstirii. A. Tu locuiești în sat? Da. Vezi casa de acolo? Cocioaba aia de lângă conacul boieresc? Ăla e cotețul din curtea noastră. Păi și tu unde dormi? Cum adică? În casă. Care? În mari bătuște grajduri și după e conacul. Da, acolo. Dormi în conac? Sigur. Și cum e boierul? E un stăpân bun? Păi, da, cred că da. Nu-și poate slujitorii? Nu! Ești norocos? Păi, chiar ieri mi-am lovit degetul de la picior într-o potcoavă înfiptă în țărână. Deci poți să zici că sunt norocos că am găsit potcoava care îmi va aduce norocul, dar am avut ghinionul să-mi bineînțeles deștiul în ea. De ce râzi? Că ești frimbuit. Vreau doar să zic că norocul și ghinionul sunt laturile aceleași monede. De unde ai banul ăsta? E al meu. Și mai am câțiva acasă. Chiar așa? Da. Tot din argint? Da. Nu se cred. Trebuie să-i văd cu ochii mei. Haide cu mine și ți-i arăt. Dar nu pot acum. Mă așteaptă mama cu treabă. Dar vrei mâine? Bine. Ne vedem mâine după masă tot aici în livadă. Bine. Dar aduci arginții, da? Da. La revedere. Pe tehara. Haideți, că nu e ziua gata. Ne așteaptă treb la patru. E, ce frumos e flăcăul. Păcat că-i țigan. Cum păcat că-i țigan foc? Dar mă, ta ce? Ei, dar mai mult am zic și eu așa. Da? Putea fi orice. Îți place pălăcheții? De cine mai vrea? Hai, bă, lasă-te! Răzvan îl cheamă. E. Răzvan, de a fost odată, că de n-ar fi... A fost odată pace în lume, far.
Și Patricia trebuie... Ții minte! Când Alimut l-a întrebat pe Himb așa, avem voie să ne jucăm urși în târg? Avem, avem, iar bunii băieți să se teamă ce mai de frate. Și Alimut s-a dus, s-a dus și a chemat frății când avea mulțumă pe patru. Dar frății lui avea fiecare miere al lui. Copiii lui, căruța lui, caii și căpirii de fiecare a luat cât un urs, doi, perechea bătrână pe babaia și zazul a rămas la Himb așa. Muierile mai tinere și mai bătrâne ale șatrii se scăldau la rânță, se îmbrăcau haine curate și se dichisau, se dichisau, își punea fiecare cu un smoc de gol. Și fetișcanele se spălau la râu, dar mai cu grijă decât celelalte. Și reșeleau așa un timp de spuiatele sale. Pornă se încingeau cu bete și se agățau de jur împrejurul șulturilor smocuri mari de frunze frumoase, mustoase, dar bronze. Da, și când treceau prin târg, se auzeau tamburinele. Și oamenii oacheși care întrebau pe la poarți, primiți cu urșii, să jucăm urșii, că jocul urșilor aduce sănătate și noroc în casă. Hei, fie ursoi ca să facă pămirea așa. Ia, 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 ia. Tu una zice, ursare, vino cu ea în casă. Și Himb așa, intră cu ursoica în casă. Și babaia s-a urcat în vârful patului și se comporta în tocmai ca o mireasă rușinoasă, pe, în tipul nunții. Vine unul la mine și zice, mulierea mea e suferindă, o dor șalele. Păi s-o cace zazul și trece. Se întindea suferinda pe prispă și tras de lanț și ciomăgit cu bâta, ursul Zazu se urca și se lăsa greu pe șarele pornave ale suferinței. Și degeaba? Degeaba! Alta zicea, ursare mi s-a îmbolnăvit un băiețaș de sperietură. Deși mi-e niște păr de urs ca să le afum să-i treacă. Himb așa smulgea un smot de din părul frumos, galben, roșcată lui Zazu. Îl dădea muierii și zicea, se le afum de două ori pe zi, dimineața și seara. Și o să-i treacă băiețeșului de sperietură. Deci știi să afum? Nu zice asta. Știi ursării că la mai afumă și nu trebuie. Păi și-i trecea fă? Fă! Dacă îți spui că-i trecea, îi trecea. Hai, lasă! Dacă-ți spui, deci trebuie. Băi! Ce faci? Ai plecat? Ia uite, stai plecat! Maria, asta toată e punga mea cu arginți. Acum mă crezi? Ia dăm să văd cât e de grea. Wow! Nu ți-e frică că o să te fure ceilalți? Care ceilalți? Nu știu, robii, oamenii casei, robuitori sunt la tot pasul. Nu s-a întâmplat, tata, îi numără din când în când. Da, stăpânul casei știe de ei? Sigur că știe. Chiar așa? Păi de la el îi am. Nici nu de aici, nu să-ți dea stăpânul bani, îmi vin scogoși. Da, nu știu ce ți se pare așa aiurea, zău. Tu ești un aiurea. Și o să rămâi fără bani dacă te mai flânduri așa cu ei. Rămân fără bani. Păi i-am adus doar pentru că nu mă credeai că i-am. Da, dacă erai deștept, nu i-ai fi scos din casă. Norocul tău că sunt eu o fată cinstită. Dar nu o să spui la nimeni, nu? Dacă îmi dai o monedă, promit să nu spun. Bine, sigur. Uite, dar doar una. Mai dai o monedă. Ca să te învățe ascuns, să nu ți fure nimeni. Dar nu mi fură nimeni din lada de sub patul tatei. Bine atunci. Treaba ta. Și odaia, unde o aveți? Păi la... Dar totuși, ce ascunzi și voi să-mi propui? Dă-mi un argint și-ți spun.
Bine. Ia. Dar ăsta e ultimul. Ce o să-i zic eu lui tata când o să vadă că îmi lipsesc două monede? Dacă mai dai un argint, te învăț cum să scap de gura lui. Dar nu-ți mai dau nimic. Acum zic care era planul tău pentru a ascunde punga mea cu bani. Încă mi-ești datoare. Bine. Uite, am putea să pau o groapă adâncă în pământ în care să-i ascunzi. Să pam o groapă adâncă în pământ. Hai, o să fie secretul nostru. Stai. Dacă e în grop, atunci nu o să-i mai poată număra tata și nu o să vadă că lipsesc din ei. Vezi, am scăpat de două probleme odată. Hai, dă-mi argintul cu venit. Bine, ai dreptate, uite, iar și pe al treilea și cu asta basta. Dar să fie clar. Dar ce ai, Ștefane, de te-mi foi așa? Hai, hai să alegem un loc pentru groapă. Mă, tu ești sigur că ești țigan? Da, pe jumătate. Pe jumătate? Să pămân curtea casei? În văzul tuturor? Da. Hai mai bine aici în livadă, nu vrei? Dar trebuie să însemnăm locul ăla, altfel nu o să mai știu să-l găsesc. Știu! Uite, din câteva scândurele, o să fac eu o cruce pe care scrijelim numele Lumiții. O înfigem pe locul gropii și toți o să creadă că e mormântat o mortăciune. Bravo, Ștefane! Hai, hai că încep să-mi place! Dar cine-i Miții? Cum adică? Pisica mea? Hai că mă duc să aduc lopețile din graj. Bine, hai, grăbește-te, da? Da. Și o să se întoarcă sănătoasă! Ei, ce-i vre? Haide, venim! Nu noi vre, nu noi! Stai, vrei, dacă nu... Așa, zic! Întinde mâna dreaptă! Iată! Nu tu fă tot aia! Da, bine, că te fricești, frate! Thank you.
ziua bună, Maria! Mi-a zis cineva care cunoaște familia Răzvan că Mițu se numește Pisica Boierului. Da. Păi tu ai zis că Mițu e mâna ta? Da. Păi și ești fiul de boier? Păi, tata e boier. Eu sunt fiul lui tata. Deci da, sunt fiul de boier. Și de ce nu mi-ai spus? Păi cum nu ți-am spus? Ți-am arătat unde locuiesc. Ți-am arătat și cămara mea. Păi tata, eu credeam că vorbesc cu sluga Răzvanilor. Păi și ce importanță are de fapt? Păi n-ai zis că stăpânul în casă e bun? Da, tata este un stăpân bun. Da. Oricum nu mai contează. De ce? E ultima dată când ne vedem. Mâine plecăm taman în țara Moldovei. Cum adică? De ce? Ne-au dat altor stăpâni. Și plecați pentru totdeauna? Da. Adică nu o să ne mai vedem? Nu. Îmi pare rău. Mă sol. Aș de vrea să... Hei, stai! Vrei să zic ceva ciudat? Ce? Păi, mai știi că eram îngropat cu moara, în locul nostru, secret. Da, mi-aduc aminte. Imediat ce ai plecat, au săpat grădinarii niște șanțuri prin livadă ca să ajute apele. Și au găsit punga mea cu bani. Noroc era tata cu ei și a recunoscut-o pe loc. Păi, e livada voastră, nu e livada mănăstirii? Doar partea de la Cișna încoace. Da, am văzut că era pământul răscolit. Eram vrut să te întreb ce s-a întâmplat. Dar când ai fost pe acolo? Cum? Înainte să ne vedem. Ah. Deci mai ai bani? Da. Sunt înapoi în casă, în siguranță. Le-am schimbat locul. Asta e. Chiar pleci? Mai ai banii de la mine? Nu știe nimeni nimic de ei. Dacă nu-ți place Moldova, poți să-ți plătești că-i drumul înapoi, Maria. Rămâi cu bine, benguțule. Rămas bun, Maria. Și sunt țigani ca noi? Nu i-am întrebat. Cred că sunt și câțiva tot. Au luat-o pe Maria. Cine a luat-o pe? Nu știu. Au plecat în țara Moldova, în altă mănăstire. Hai, mă, Ștefan, dragul, mă, înțeleg, da.
Ștefan, tu nu trebuie să te simți prost că tu ești liber și că ai și moșie pe deasupra. Hai. Mulțumește-i lui Allah, cum însemnați norocoși și alții. Știu ce trebuie să fac, tata. Trebuie să merg în Moldova. Cum? Trebuie să merg să o salvez pe Maria. Și nu lui Allah îi mulțumim, ci lui Dumnezeu ați uitat. Ștefan, dragul mami. Am să merg să o fur de la mănăstire. Poate mă începe mântările mănăstire și de aici dacă vrea. De ce trebuie dus o tamană în Moldova? Mai băiete, mă, tu la sfârșitul verii tu o să pleci în Transilvania unde o să te școlești cu dascălii străini. Măi, mamă, ți-am pregătit totul. Dacă te stabilești peste munți, păi acolo nu o să te cunoască nimeni, nu o să te desconsidere nimeni că tu ai sânge de țigan. O să poți să fii cine vrei tu, o să poți să te rogi cui vrei tu. Uite-ți, găsește o boieroaică frumoasă, școlită, ca tine. O să faceți copii, o să dați baluri la casa din târg și o să creșteți caii nobili pe moșia de la țară. Da, o să fie și Maria acolo. Cred că se poate rezolva și asta. Hm? Hai, hai, niște. Tinere la curtea Sucevei. Sper că-ți place aranjamentul pe care l-am pregătit pentru sosirea ta. Chiar mă gândeam cu tecusul, poate că nu-ți plăcă. Și țigan, și mahometan, pocăit, și venit din Valahia, și școlit în Ungurii. Mă iertați. Vidra, mă atenționează în cele mai proaste momente când m-am cam îngășat. Nu, tata, prâu! Și nu mai zi Vidra! Felicitări, capitane! Am auzit foarte multe despre vitejia cu care condus oștile împotriva turcilor la Cetatea Albă. Mulțumesc, domniță. Ea este Iulia, fica mea. Domnița Iulia Ecaterina Moțoc de Dorovoi.
căpăriții surprinzătoare, trebuie să recunosc. Surprinzătoare? În ce fel, domniță? Ei, mă așteptam să fiu mai aspru, mai corpulent, dar în schimb ești zvelt. Ai chipul tânăr, privire inocentă, dar toate astea pot fi arme utile dacă știi să le folosești. Da, dar aparențele pot fi înșelătoare. Ei, sigur, sigur. Altfel nu ai fi ajuns să fii al doilea om în stat, nu? La urma urmei sunt doar un ostaș gata să slujesc poporul și dumneavoastră. Ce cuvinte alese! Mi-a fost să cunosc în toată existența mea un asemenea domn. Se vede că ești colit, iar haina militară ascunde bine. Ce, tată, ce ascunde? Știi tu ce ascunde? Ai zis unde mai exact să mă uit? Caracterul stricat, tu, fetițu. Păi că-i țigană? Păi țigană. Păi nu văd în asta decât un obstacol în plus pe care l-a depășit bărbățelul ăsta chită din drumul său spre victorie. O fie țigan, dar tot e mai mobil ca tine. Evident. Dumnezeu să ne ajute. E adevărat că vorbești și limbi străine, capitane Răzvan? Limba română e limba străină pentru mine, având în vedere că tatăl meu e turc. Da? Dar am mai învățat și alte graiuri la școală. Poate mă înveți și pe mine câteva limbi. Oh. Vidra, hai că diplomația nu-ți ia de mine. Suntem așteptați la masă și mă faci să-mi campiară pofta de mâncare. Plăcerea a fost de partea mea. Da. O, Doamne, pe Vidra n-am mai văzut-o niciodată atât de impresionată. Era înmuiată toată. Da, toată, nu-i așa. Dată poreclă, nu-i așa? Ce? Vidră? Vidră? Mă întreb de ce îi se spune așa. Păi cum de ce, capitane? Că e mică și e alunecoasă, cum de ce? Zic și asta, pâine. Dar tu cine ești? Eu? Sunt mutul capitane. Baharnic cu curții. Da, fie vorba între noi, mă mai ocup și de zis glume. De ridicat spiritele, capitane. Pentru că țara este săracă, înțelegi? Și vod are nevoie de cineva ca să-i descrățească fruntea. Altfel taie trei capete pe zi înainte să apuce ora mie. Curtea domnească nu-și permite un măscărici? Dar are o învodăcere mai multe dări de la popor ca oricare alt domitor din istorie. Așa este dacă primi ligerul, ți-e și mistie. N-o să iasă niciodată bine socoteala. Și în plus să știi că Aron folosește banii poporului ca să-și achite datoria către cei care îi țin spatele. Ce datorie? Pe cum ce datorie, Hatmane? Toată lumea știe că și-a cumpărat locul Petron de la... Mi-e cam frică pentru tine! Nu prea ești la curent cu ce se întâmplă astăzi la curte, capitane! Eu mă mir că ai ajuns până aici! Ai grijă și păzește spatele! Celălalt dregător ce zic? Despre tine? Nu, mă, despre domitorul nostru. Păi ce să zică, capitane, avem amândoi grijă ca să aibă mereu cupele pline, să n-aibă timp de gândit, iar noi tăcem mâlc! De ce? De ce, mă? Ca să nu ne taie capetele, nu ca aia de dinaintea noastră. Câți dregători au rămas fără cap de când ești la curte? Oh, capitane, 12-13, dintre care un stolnic, un pitar și un ursar, care și-au luat singur zilele, înainte să îi lea vodă. Da, da, eu sunt printre cei noi aici, așa că mi-e ușor să țin socoteala celor care... Vodă și-o mare singur proprii oameni? Și încă cu ce plăcere, capitane! Așa că să nu te miră dacă mai intervin și alte sarcini la catastif. Și vezi să nu refuzi? Uite, Gheorghe Medelnicerul, este și jinice. El are cheia de la magazinele de grâne, capitane, și tot el are grijă să-i toarne voie vădulei apă să se spele. Na, cumva, cumva reușim să le facem pe toate. Dar, vezi tu, tot e bine că Aron nu-și ucide slujitoarele, că atunci știe Dumnezeu ce sarcini ar mai reveni. Eu, unul, nu vreau să dansez timpul din... Hai la lor înduială! Ia uite! Hop!
că e cineva aici. Nu, 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 că eu aproape am terminat. Bine, eu de fapt acum am terminat. Mai vreți ceva de la mine? Eu știu. Dă jos năframă. Doar năframă? Vreau doar să-ți văd chipul. Te știu. Te cunosc. Ești Maria. Dar de unde știți cum mă cheamă? Nu mă recunoști. Ne jucam împreună în Livezi, lângă Târgoviște. M-ai făcut de bani, de 3 arginți. Ștefan? Boierule, tu ești? Da. Mamă, dar ce-ai crescut? Tu ești capitanul care se mută aici? Da. Aoleo, cu livada! Da, mi-aduc aminte. Doamne, ce trâmpială pe cinste a fost atunci. E, trâmpială. Mai mult mi-ai cerut bani rău ți-am dat. Ți-am cerut eu ție bani. Ți-am cerut eu bani ție. Banii ăia a fost în schimbul unor servicii pe care eu le-am dus acasă. Așa e, așa e, da, așa e, așa e. Oricum, am învățat o lecție. De atunci am hotărât că trebuie să învăț matematicile, așa că am studiat gestionarul isteriilor și negoți cu cei mai pricepuți dascăli din Transilvania. Deci, eu te-am făcut cine ești astăzi, nu? M-ai învățat valoarea banului. Păi vezi? Nu trebuie școală pentru asta. Speram că o să te întorci. Apoi am decis să vin să te salvez. Ai cam întârziat un pic. Mai bine mai târziu decât prea... Prea târziu, da. Prea târziu? Ești măritată. Nu! Bine, adică, da, da, nu. Ce vreau să zic e că e târziu. Dar nu e prea târziu pentru mine. Sunt văduvă. Ura! Ei! Iartă-mă. Te iert. Era un bețiv. Eu trebuie să mă duc acum, așteaptă restul camerelor de făcut curat. Așadar, ne mai vedem pe aici. Păi, da. Eu nu plec nicăieri, știi, doar că-s legate de bie. Am niște tapiserii mâncate de moli, ar trebui cusut, te bag seama. Și lemnăria ar trebui lustruită, asta când ai tu timp, desigur. Păi da, da, camera ta e nouă mobilată. Ah, de-aia e praf și rumeguș pe poliție. Auzi, stăpâne, să știi că eu praful am șters, da? Dar ce pot eu să-i fac dacă se tot pune la loc? Nu-mi spune, stăpâne, când suntem doar noi doi. Mai trebuie bătute și niște cuie în care să pot agăța straile și... Vai, ce scârț e ușa asta. Păi, dacă o ții închisă, tace. Sigur. Și balamalele cufărului trebuie scunse și de obloane și de pat, nu mai zic. Vezi că încă am ies din țâțâni. Mai e mult de lucru la camera mea. Da, capitane. Ștefan. O să revin, dar acum am alte sarcini și nu vreau de casă. N-ai înțeles. Eu nu te iau cu zorul. Când ai răgaz, să vii. Doar dacă vrei tu. Vreau să știi că m-aș bucura nespus dacă ne bate la ușă. Ai înțeles acum? Am înțeles, stăpâne. Ăsta, capitane. Zi-mă, Ștefane! Da, am înțeles, da. Ai dreptate, sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut aici la tine în cameră. Trebuie să coase tapiseriile, trebuie să lustruim lemnăria, să ungem țâțânii, nu? Mulțumesc! Păi da, ca să mulțumim stăpânii, că... A, tu mulțumești mie? Da! Tot bencuța ai rămas. Nu trebuie să mulțumești. Ba da, îți mulțumesc. Eu mă întorc acum la îndatoririle mele. Da, și eu la ale mele. Ne vedem mâine. Pui bariu pe 3 arginți? Ha, ha. Aha. La revedere. Ia, ia, ia.
împăpsită, bucălată de bucălată ce era. Așa? Că-n trecută, frate, uite, așa aici se rodeau prin cap. Și cam sticleau. Mă apropii de ea și zic. Păi, Doamne, dă-ți când de dăurit, dă-ți când de voie, dă-ți când de dragoste. Cine nu-i că mă privește și mă-i scotește? Dar cuțât tu știi să-l pui? Știu, dai cuțet, știu. Dar dacă pui cuțetul boinicului, boinicul moare. Asta e și prânzul. Aolo! Și să știi că la bani nu mă uit. Ce bani? După cât de bani era vorba. Dar nu mai vine să ți-l farmec, zic. Să vină la rând de casă, de seara acasă, cu dar la subțioară, dai cuțetă, eh? Și de vorba să nu-ți mai iasă, eh? Da. Uită-te-ne legea la mine cu ochii lacrimi și zice, dar fermecul face acusele noapte, acu, acușica de cățeca, acu, acușica. Și uite așa am salvat sufletul băinicului, că dacă era după terilică, da, tu știi ce zic de-a. Și uite, vezi, ce e trebuit? Ia uite, ce-au e vino, vară, răsare, e? Se ridică pe bolta cerului. Așa, ia uite ce frumos e. Și apoi lunecă încet către apus și asfințește fă. Hai! E ce frumos e. Parcă întreg orașul ia așa o înfățișare fantastică fă din băz. De ce fă? De ce? De poveste, fă! De poveste? Ia uite! Ia uite! Uite-te ce frumos! Bă, e spânt! Auzi, mă, dar nu știu ce sunt! Bună ziua, capitane! Domnița Iulia, ce surpriză! Plăcută, sper. Plăcută? Cum să nu fie plăcută? Foarte plăcută. Ce vă aduce în biroul meu? Biroul tău? Da, biroul meu aici, biroul meu. Dar de ce să ne prefacem capitale? Că știm am văzut că asta e odaia ta. Te dormi? Dar sper că nu te deranjează prezența mea aici. Nu, nu. Eram doar curioasă să văd cum șede un hatman. Și? Cum vi se pare? Sărăcăcios. Mă așteptam la mai mult stil. Dar nu-i nimic, cu timpul poți să te ajut să-mi frumusețezi locul. Sunteți amabilă. Iar tu ești plin de complimente. Dar lămuri, cum se mai zice pe aici din Turcești, am dreptate? Aveți, aveți. Dacă nu vă deranjează, am și eu o întrebare. E mai mult o curiozitate personală, sper că nu sunt prea indiscret. Dar n-ai decât să fii. Bine, bine. De ce vi se spune vidră? Oh. L-am auzit și pe tatăl dumneavoastră spunându-vă așa. Dar sper că nu v-am supărat. Domnița Iulia, vă rog frumos să-mi iertați dacă v-am supărat. Nu am vrut să vă supăr. Îmi pare rău dacă m-am supărat. Chiar nu am vrut să vă supăr. Nu știți ce vorbă. Îți zic de unde vine porecla. Oamenii zic despre mine că îmi place să dau la pește. A, să pescuiți. Nu chiar. Îți zic o istorioară. Tatăl meu are niște cirezi de vite. Așa. Și într-o zi, văcarul îi dă de știre tatei că nu ies vitele la numărătoare și că lipsește și un rol. O porni pe urmele lui în zapciu și trei aditoare. Din alte guri s-a aflat că robul porni spre munți, dar nimeni nu pomenea de vreun bifor. A doua zi, robul a fost găsit mort, undeva înainte de capul codului. Zapciu a dedus că a fost prins de haiduși și prădat, așa că s-a spălat pe mâini de toată povestea. Eu nu m-am lăsat pe cupaș. M-am dus să fac ochii mei unde zăcuse hoi. Și am întrebat în stânga și în dreapta, până am văzut oameni care nu mai văzuseră în viață. Nimeni nu văzuse vreun fugar cu două bivolițe după el. Dar o babă, un hangiu și un prec, pe toți ochii un țigan istovit fugind ca de drac. Da. Atunci m-am întors la crescătorie și am scuturat bine pe restul robilor. N-a fost greu să aflu că fugarul mort fusese eliberat și plătit de văcar ca să-i pună vina în cărcă. Da. Văcarul vânduse animalele pe bani de nimic la niște străini. L-am chemat pe văcar și am zis că am găsit bivolițele. Dar că trebuie să vină cu mine să mă ajute să le prind undeva în lunga Sucevului. Știa că nu poate fi adevărat, dar aș făcut pe neștiutorul, așa că veni cu mine și lua și un rog. Când coborâ din căruță, l-am pălit cu un ciomac cât să-l amețesc puțin așa, l-am legat de picioare și l-am tras cu calul până în râu.
Nu la apa dâncă, că l-am lăsat să spere că încă mai are scăpat. Da, da. Am scos adevărul de la el și apoi l-am lăsat să se chinuie să-și desfacă legăturile de la picioare. S-a adeverit a fi imposibil când îți vine apele peste cap. Ne-am întors acasă fără bivolițe, dar și fără un voț mincinos. De atunci toți îmi știu de frică, îmi zic pe tot felul de nume în batjocură. Dar când mă uit la ei, văd cum le încheață inimile în piept, pentru că se văd în locul văcarului. Momeală la pește! Da. Eh, asta e istoria, tu să alegi dacă o crezi sau nu. Alții da. Spun că porecla de vidră mi se trage pentru că nu mănânc carne, decât de pește, crud. Dar tu, capitane, ești un domn. Ești un om cinstit și nu-i frică, n-ai de ce te teme. Ești un soi rar întâlnit pe aici. Ziceți de mine, domniță, că sunt soi rar? Dar credeți-mă că mai rară ființă, sunteți dumneavoastră. Era să nu e doar un compliment, e adevărul. E, aici te crezi, însă aparte și eu într-un aveți, fel. Aveți calitatea asta de a vedea ceea ce mulți alții nu văd. Iar agerimea dumneavoastră este de admirat, iar puterea pe care o emanați, credeți-mă, e de invidiat chiar și de un bărbat. Mă, te rog, capitane, pot să mă tutuiești? Da? Ca să... Domniță Iulia, am și eu un secret, dar mă bazez pe discreția ta. Chiar dacă sunt nou aici, am mai multe școală și mai multă experiență, cel puțin decât vistierul actual, care, dacă nu după ce spun gurile, ele e și fostul prin celălalt puțin. E adevărat, chiar tata l-a propus, judecând că vinul e moneda de schimb a țării. Prin urmare, stăpânul vilor și al pivnițelor stăpânește peste tezaur. Atât m-a dus cap. Deci tu vrei să te oferi să ții vistieria țării? Întocmai. Păi ideea ta este nemaipomenită, o să vorbesc cu tata. Oameni pricepuți ca tine, țara asta o să reintre pe făgașul cel bun. Ești sigură că trebuie să-l implicăm și pe el? Sunt sigură. Trebuie să ne folosim de toată influența pe care o are într-o acasă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Curaj, Răzvane, că nu e singur în această lume a... În această lume a soiurilor rare. Cine se aseamănă, se adună. Revin cu pești. A fost vidra cea care a plecat din camera ta? Iulia! Vidra, da, dar ce crede pe aici? Pe aici, acolo, pe dincolo. Da. Eu trebuie să știu tot și să aflu tot, nu ca să am cele meseria. Altfel cum să fac lume și să distrez lumea, capitane? Eu trebuie să știu tot ce se petrece, mai ales în spatele ușilor închise. Grozav! Grozav! Și ce o să spui despre mine și vidra? Tu ce-i vrea să știe lumea? Nimic! Nimic de bine sau nimic de rău? Vidra nu a fost aici! Ia-și bă! Nu mai dai! Ia-și bă! Păi da, chiar așa e! Și sigur umblă vorba că Vidra vizitează pe capitanul odaia sa! Ei, da! Vidra lui Moțu? Da! Păi ce, domne, iată m-am văzut la ea! Nu i-a trebuit aia la nimeni. E fată bătrână. Uscată de bătrână. Fă, dar voi ați văzut cum se îmbracă și cum se poartă? Păi cum, dragă? Ferească Sfântul să ajungi în gura e, că tare era. E și fudulă și bățoasă. Fă și voi ați cum își poartă părul. Ca o sălbatică. Păi băi, pe vremea mea, femeile se purtau altfel. Păi ce mai e, femeie? Eu zic că nu-i. Doamne iartă-mă. Păi poate capitanul meu nu-i plac femeile. Ce că nu-i plac femeile, băi, auzi. E, căci că așa se întâmplă când stă bărbatul prea mult la oaste. Și Răzvan, cum credeți că a ajuns capitan? Dar eu am auzit că Moțoc nu a făcut-o pe fisa cu o femeie. Uleu! Că ați vrut să prindă noaptea o vițelușă. Dar era beat, s-a împiedicat și a căzut în heleșteu. A prins și a prins și i-a făcut felul. Și așa a lăsat borțosul șobolan de apă care a dat naștere la vița. De aia mănâncă numai pește. Asta știam și eu. Da, mă, da, 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 la fiecare masă numai pește. A, Iurel, ți-ai pierdut mințile. Du-te la vindecătoare, poate ți le mai găsește. Nu s-a, Iurel, fă! Mi-a zis cu mătru care e prieten cu Vasilea Voichiței, care-i diacon la Dorohoi. Și apoi el știe de la popă. Iar dacă nici popa nu știe, nici domnul cel de sus nu știe, doamne. Da, mă, bine, dar că și miroase a pește. Dar nu s-au propria formație. Lasă, fă, că zic eu ce miroase a pește. Eu am auzit altceva, căci că ei nu-i plac bărbații, doar bivoli. Eu știu sigur că noaptea se transformă în peștoaică și își lasă icrele sus pe râu. Auzi, adu-te de aici, Cobe, că știu orice blestem ai pus pe casa Voichiței. Fău, doamne, iasă, mă. De-aia că te-ai zburcată. Fă, dar tu ești proastă, domne, apără și pădește. Auzi, aia cine s-a găsit să vorbească? Bine cu metrelor, eu mă duc la ele. Și eu mă duc la ele. Și faci treaba? Hai, dorul Ișoare, bine cu curajul! La carele tale, că tu scuvați!
cine e? Am venit să văd de cuie la alea, ești din lemnărie, stăpâne. Intră! Intră și închide ușa. Stai, Stefane, ce ai? Palmează, de că nu mormări nimeni. Ei, nu, cred că deja mutul face bune pe seama noastră. Care mutul? Mutul țiganul? Da, paharnic cu măscărici. Sau cu măscărici pahar. Ia uite, da, ia de cum o să zic eu vreo două dată. Dar Ștefane, lasă-mă, Ștefane, lasă-mă jos, hai! Ștefane, mai faci atâta gălăgie, ce ai? Ar trebui să facem gălăgie ca să creadă lumea că ai venit cu treaba aici. Ia, Ștefane, bravo, îmi place când te duce capul. Și, ia zi, spriește viața la curte, a? Nu e rău, zic că-mi cere stomacul și tot apare sub nas. Văd că nu te-ai schimbat. Nici când erai mii, nu-i vedeai pe cei de sub tine care făceau toată treaba. Au, Ștefane, învață-mă și pe mine vrăjitorile astea, că noi țiganii știm multe farmece, dar nimic de felul ăsta. Nu mai face pe deșteaptă. Uiți că sunt și eu țigan, la fel ca tu. Hai că simți, țigan, aoleu, țigan, da, da, ca mine nu. Auzi, iată ce fă de făcut eu, pentru ce stau aici. Păi ce să-ți dau de făcut? Credeam că dacă te chem aici la mine la căldură, o să te poți odihni puțin. Am eu nevoie de vina ta, ia auzi, hai, ia, lasă-mă pace. Atunci, poate ar trebui să stricăm ceva ca să ai de ce să stai. Bravo, boierule, te crește tine șmecherina, dar ce strică? Ștefan, omul ăsta e de cu pe păr. Stai, Ștefan, stai! Voi, băi, tu, fotolește-mi, Ștefan, stai cu mine. Ștefan! Aaaa! Dă-te de aici. Slabă, nu cred că... Vai, e capul. O să ieși lui Varuluțu să rămâne la făcut de linguri că patrule, văd că nu-s specialitatea lui Ștefan, ce am să vedeți cu ceilalți. Stai, mai băiete, stai! Bună, mamă! Bună, mamă! I-am bătut, mamă, dar nu s-a auzit niciun răspuns bine. Ești ocupat, văd. Nu este, nu. Eu am venit pentru că el avea niște cuie. Să vă uitați noastră dacă nu-i rupa. Dacă nu mă credeți, n-am avut ce să fac. Era puțin... Să-mi mamă, ce surpriză! Vedeam că vii abia peste săptămână. Hei, mamă, am terminat treburile mai repede la Brașov. Iată-mă. Un băiat drăguț m-a adus până la odaia ta. Știi ce mi-a zis? A. Că tu la ora asta ești întotdeauna singur și că citești pentru întuneric, mamă. Mamă, dar cum vine asta să citești tu bătuneric, da? Mutu! E băiat simpatic, dar are dreptate. De obicei sunt singur la ora asta. Acum însă îmi repara patul în roabă. A, da, da. Vrei să-ți răcurta? Nu, mama, acum? Mâine, pe lumină, acum e întuneric, măi, mama. Te lasă, mama, să-ți probezi patul, bine? Bine, mama. Hai, vise plăcute, mama. Să rămână. Uite, mama, pe glumeț. Eu am venit cu o candelă ca să o petrec pe gumătră până la han pentru că e întuneric afară. Da, ce băiat de treabă e. Vezi că nimic nu-i pe gratis, mama. Cred că eu de-am învățat asta, nu? Și vezi ce-i spui lui ăsta, că-i umblă gura ca mota în căldur. Da, mama? Ia zi-mă, cu ce te ocupi tu pe aici? Oho! Cu ce nu mă ocup? Ce mai vrei? Iertare, capitanul Răzvan, că vă întrerup liniștea serii. Eu sunt George. Știu, medalnicerul lui Vodă și jignicerul curții. Ne-am cunoscut la ospăț. Întotmai, capitale. Doar că, între timp, Aron Vodă mi-a mai atribuit niște funcții în cadrul curții. Adică funcția de stonic și cea de pitat. Din păcate, niciunul din cei doi dregători vechi ai curții nu se mai simt bine. Dar acum mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de stolic pentru că mâine vom sărbători împreună înaintarea dumneavoastră în postul de vistier. Lucru pentru care vă și felicit, capitan Răzvan. Capitan vistier Răzvan. Mulțumesc, Gărbie. Ce voi de fapt să-mi zici? Voiam să vă întreb la ordinele voievodului dacă preferați ficatul de gâscă sau ficatul de rață. Eu mă mulțumesc cu o tochitură moldovenească. Aoleu. Dar dacă Voda așteaptă neapărat un răspuns... Da. Alegeți-o pentru mine. Să aleg eu? Aoleu. Alte întrebări mai ai, Gheorghe? Nu. Capitane, vreau să vă spun că vă respect și vă mulțumesc pentru scurta, dar plăcuta noastră colaborare. Asta în cazul în care mâine nu voi mai avea cap să vă spun toate lucrurile astea. De ce să nu mai ai cap, Gheorghe? Știți, eu acum învăț meseria de pitar căpătată, acum. Și mâine la ospăț va fi pită făcută din mâinile mele pe masa lui Vodă și mă aștept să nu fie prea mulțumit. Poate găsim o altă rezolvare. O altă rezolvare, da. Păi, mă duc să văd dacă mi-a crescut mai. Am așteptat o noapte lungă. Seară bună, capitane. Seară bună, Gheorghe.
stăpâne! Se ce? Se bun se ce? Închide ușa. Uite, acum nu mai scârțe, dar sigur a făcut după ce pleci. Da? Bine, lasă, plângem noi că să nu mai afuce. Te-a urmărit cineva? Nu, nu m-a urmărit nimeni, ca de obicei. Auzi, dar maică ta a întrebat ceva de noi? Nu. Am oricum vede și înțelege numai ce vrea ea, nu o să ne facă probleme. Stai jos, odihnește-te. Nene. Vrei să-ți o legendă? Pasă, știu de la bunica. Sigur. Se spune că pe când Dumnezeu cutreiera pământul, a chemat la el toți oamenii pentru a-și împărți darul. He, și-au venit cu toți, au venit din toate neamurile, de pe tot pământul ăsta, înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare popor cerea și primea câte ceva. După ce Dumnezeu a împărțit totul, a văzut apropiindu-se trei oameni, cu niște plete negre, cu o pinși rupte în picioare. Dar cine sunteți voi? Suntem țigarii, Doamne. Păi și pământul ați umplut până acum, că i-am dat deja totul. Stai de o secundă, că nu mai pot avea legat nici. Hai, ziceți, cu ce ați venit? Ce vreți? Doamne, noi nu știm nimic, noi vrem doar să ne iubești, spusele ei. Și rugămintea țiganilor îi plăcu mult Domnului și le promise că îi va iubi. E, țiganii mulțumiră, își pusele părerii de pe cap și pleca. Dar Dumnezeu i-a oprit. Ia stați, am totuși ceva pentru voi. Primul dar pe care vi-l dau este o limbă frumoasă și melodioasă, să o păstrați cu sfințenie. Al doilea dar sunt cântecele. Cântecele atât de minunate și atât de frumoase că veți fi cunoscuți pentru ele și le vor cânta oamenii din toate popoarele. Iar al treilea dar va fi o țară. O țară mare și frumoasă în care să vă găsiți voi locul. Iar această țară va fi lumea întreagă. Mergeți și cu iubire să căutați întotdeauna frumusețea și libertatea vieții. Dar să fiți uniți și să vă ajutați întotdeauna frățește unul pe celălalt. Aceasta este dorința mea. Țiganii au promis că vor face întocmai cum a spus Dumnezeu, i-au mulțumit din nou și au pus pălările pe cap și au plecat. Ce frumos! Este, da. Păi, să fim uniți atunci. S-a deschis de la cărere, stăpâne! S-a deschis de la cărere, stăpâne! Și pe tine a băgat vântul înăuntru pe ușă? Nu, 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 nu vântul, nu vântul. Se făcea că eu tocmai treceam pe aici deodată, m-am predicat, capitane! Cred că sunt balamarele prea necoase, s-a deschis de la ușă. Fii ai tu al dracu să fii, de unde știi de balamare dacă ne-a tras cu urechea? Gata, hatmane, capitane, promit că n-o să zic la nimeni, sunt mult. Băi, Rășu? Capitane, eu am venit să spun că eu țin cu voi, capitane. Promit că n-o să suflu o vorbă, capitane. Să moară mama. Poftim? N-o să suflu o vorbă, să moară mama. Da, n-o să suflu o vorbă, să moară mama. Măriuca mi-e verișoară bună, capitane, și eu vreau tot ce e mai bun pentru ea, capitane. Să știi că e țigan că robia ta, nu? Și eu sunt țigan pe jumătate. Păi și cu boier ai că acum rămâne, capitane. Sunt și boier. O femeie pe cinste și vitră. Aha. Deci o jumătate o ții pentru Maria și o jumătate pentru Vidra. Dar mă întreb care e jumătate pentru care e femeie. Au, au, au. E atât de dornică de putere, atât de hotărâtă. Vidra e o războinică neînfricată. Are limba mai ascuțită ca acum. Ar trebui să o punem pe Vidra pe tron. Unde s-o punem? Pe tron? Nu mă, la cârmă. Capitane, o femeie pe tron? Capitane, credeam că eu sunt însărcina să spun glume, dar văd că șeful vrea să-mi fure meseria. Hai că mi-ai făcut și ziua asta mai frumoasă. Trăiască Vidra, voievod! Mă bucur că ți-ai păstrat capul, Gheorghe. Nu aș fi reușit dacă nu interveneai dumneata, capitane. Știu că ai trimis la târg după pită proaspătă, l-a scăpat gura pe mutul. Vă rămân dator cu viața. Nu trebuie, Gheorghe, dar asta rămâne între noi. Bine, mutule? Că dacă mai scăpăm vreo vorbuliță, s-ar putea să te scăpăm de limbuțea, că vreau năstrușnică, bag seama. Nici o vorbuliță, capitane, sunt... Ești un om bun, răzvane. Nu e de mirare că ai așa mână și la femei. Toate curtecele sunt înamorezate de dumneata. Dacă aș stăpâni și eu meșteșugul ăsta, măcar pe jumătate... Știi, Gheorghe, femeile nu mai au aceleași nevoie ca pe vremuri. Văd un bărbat arătos și puternic și nu se gândesc că ce gospodar bun ar face, că muncește ca bou de dimineață până seara la juc. Deci e bun de luat. Nu, ele vor bărbați tandri, sensibili, doriți să-l asculte durerile sufletești. Deci asta le oferi tu celor două pretendente. Întocmai. Sunt sfaturi foarte bune, capitan. Și eu le-aș asculta pe fete. Numai să mi se arată una dornică și o ascult. Ștefane, am venit să... iau o cămașă că-mi trebuie ca model. Sau și-au singure!
am lăsat aici covata și cârpa de șters pe jos? Nu cred. Ți-au medelința. Gheorghe, să-i aduci toată, da? Capitane, eu cred că ți-au trecut prea multe gloanțe pe la ureche, pe câmpul de luptă. Nu țiuie așa, din când în când? Ba da, bă, țiuie, cum să nu țiuie? Stânga mai ales! Să vă ajut, capitane! Capitane, nu sunt doctor, cum nu sunt mut, dar... A, dacă auzi cum țiuie într-una, normal că nu mai auzi și alte sunete din dărătul țiuitului. Mutule, dar tu n-ai treabă în altă parte? Cum ai reușit să-ți păstrezi sau mai tu capul, mă întreb? Am eu grijă, capitane. Lasă-ți-o, am ia cam. Ai tu grijă? Lasă că am grijă, Firenze. Mulțumesc mult, capitane. Mi-ai dat speranță. Toate la timpul lor, Gheorghe. Și nu dispera, că femeile simt asta. Închis-o potcovarul și care te știe bine cu unul nebunul să primea toată capitanul lui Răzvan toate servitoarele se perindă după lăsarea serii. Toate? Toate, bă! Toată lumea știe că lui Răzvan îi plac femeile. La ce se-i placă foc, turcile? Hai mă, ce se-i placă la sfârleazele de vidră, mă lăsați. Păi chiar așa, știți cum își neacă iar o vidră? Păi, da. Zice pește. Păi vidră asta e ca o viperă de periculoasă. Ca o viespedențe, bă. E slabă și pricăjită ca un fus sărac. Păi, da, bărbaților le place să aibă pe ce să pună mâna. Aolo! Da, acum nu se mai poartă așa femeia. Tocmai ce-a prins-o pe soră mea, Anica, că strângea catrința la vrut, de-abia mai sufla. Și așa mi-a zis că azi bărbații le plac femeile înguste în mijloc. N-a poftit, ce grijă au ei. A, păi eu n-am crezut că o să aud așa ceva. Ba, eu cred că așa a fost întotdeauna. Auzi, ia du-te de aici, Cobe, ce? Ia l-ai venit? Ce ai făcut? Ia mai, du-te, fă dreapă de aici. Ia și tu, că... A, păi cu metrelor eu nu știu ce să zic, dar... Răzvan ăsta sigur nu e țigan curat, că așa ceva n-auzi pe la noi. Nici la moldoveni. Păi o fi stat prea mult printre străini. Da, fă, asta chiar așa e, fă, că bărbată mi zicea, Doamne, ce bărbat e Răzvan ăsta, că-i venit de la Tama, de la Turcia, a văzut o lume întreagă. Da, cred că de aici se trage, că altfel nu explic. Păi da, mă, că stai mult între străini și alegi cu tot felul de obicei. Oh, Doamne, apără și păzești. Am auzit de la Gheorghe Pifințeru că vădă numai în cale că cu un bir. Vărea, pentru ce? Păi da, numai paier nu dă muncă. Dar poate să ieși la pifnicerul. Păi îți dai seama la cât poate bea acolo. Păi ce coțin într-un dezmăț la curte. Până se supără Aron vodă și plouă capete. Da, ci că toată lumea umblă cu frică și trebuie să ai grijă cu cine vorbești că imediat se aude la urechile despotului. Păi fă! Hotărâți-vă, fă o dată. Ori umblă în destrăbălare, ori cu frică, ori una, ori alta. Păi da! Că tineretului din ziua de azi nu prea place munca, îi place numai petrecanii. Dacă și Anica mea se aranjează deja să placă flăcăilor. Și eu v-am zis că Hadman nu-și face de cap cu toate roabele. Și Robi, ascultați aici? Doamne, ferește! Ce rușine! Păi vedeți, fă, peștele când pute întotdeauna de la cap! Cum mi l-a spus așa-i toată fără? Dar ce se alege de țara asta, Doamne? Ia voi ce le-am adus la treburile mele! Ce se întâmplă? Te-am adus traie cu mești! Iulia, au boier morțu! Fă cum zice ea, Catmane, că n-ai scăpat! Iulia, dar am haine, iar uniforma de capitan o port la mai toate ocaziile! Fii serios, acum trebuie să te îmbraci pe un capitan și un vistier la un loc? Deci de dorm ai cu moți! Să vină fete! Dar nu crezi că e un pic cam mult? Dai, ce fete! Ai grijă ce spui, Catmane, că pare pisicoasă, dar vitra are colții răspuțiți! Iulia, dar cât au fost tatuaje astea? Sunt câteva ținute aici? E, nu știu total! Nu mai râde, tată, e treabă serioasă aici, stai acum! Eu nu mă pot afișa la bal lângă oricine și mai ales nu lângă cineva în straie de rând! Iulia, dar uniforma de capitan nu e haină de rând! Uniforma de capitan este uniformă, una dintr-o rând, de-aia zice așa, dacă te vrei domnitor în curând, îmbarcă-te ca pentru ființe pe care o dorești. Da, da, fătere. De-abia aștept să te vedem ele, capitane. Iulia! Îți mulțumesc, domniță. Cu plăcere oricând. Răzvan, vreau să te rog ceva acum că te-am ajutat să ajungi vistier. Vreau să ai un pic grijă de veniturile mele prin cireada de vivolițe. Am 80 și aș vrea să te rog să-mi faci o scutire de la plată, da? O scutire? Mulțumesc! La revedere!
fratele noastră nu credea nimic, dar pe fruțile tuturor oamenilor de șeată nu scria nimic. Era alt, era alt, 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 alt. Plecăii avea frunțile nete. Bătrânii avea frunțile încrețite din cauza anilor care au trecut. Ei, nici aici, oamenii oacheși, nici oamenii neoacheși nu cerea să vină pe lume, dar venea. Odată veniți pe lume, nu cerea să plece, fă, dar pleca. Ei, de soartea. E o lege care nu poate fi ocolită, fă. Adică de acum o să se întâmple ce vrea soartea asta să se întâmple? Da, fă. Închiruți-o, fă. În vreme de pace, oamenii își socotesc viața în ani. În vreme de război, își socotesc viața în zile, fă, și chiar în ore. Oamenii din șeaga noastră se gândea și nu se prea gândea la război, dar fiind așa, știa bine că șeatra noastră nu avea nimic cu războiul. Că războiul avea ceva cu șeatra noastră, că războiul avea ceva cu toți oamenii viva. Da, vei, oamenii șeatrei n-avea nimic de-a face cu războiul. Singura lor preocupare era să găsească de-ale gurii. Făină, mălaie, ceapă, varză, hundă, lemn, să-și umple căruțele și să aștepte sfârșitul războiului. Că va fi asta fea. Că viață fără moarte nu se poate. Ar fi bine, dar nu se poate. Bine ar fi bine, mă, Chiruțu. De ce fac? Păi, dacă n-ar fi moarte, viața n-ar avea fa niciun rost. Niciun rost și niciun haz, fa. E, dar știi că ai dreptate? Ei, da, cum? E, de soartea! Că deșteaptă mai ești! Ei, stai, stai! Ce faci, vrei? Unde ai plecat? Ia, 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 lui Sigismund și părăsește în acest moment cetatea alături de familia sa. Ura! În jarul lui Bathory mi-a mânat personal această scrisoare pecetuită. Mâna sus, cine știe să citească. Să citească, fa, nu să ghicească. Cineva despre care s-ar crede că nu mi-a parte. Gheorghe! Ai onoarea să citești scrisoarea. Prin prezentul decret, eu, principele Sigismund Bathory I din mila Domnului, principe al Transilvaniei, Valahiei și Moldovei, numesc pe robul lui Dumnezeu Ștefan Răzvan, voievod al Moldovei. Felicitări, voievod Răzvan! Felicitări, te-ai dovedit a fi un tânăr înțelept și puternic. Am încredere în tine, am încredere că ești eroul pe care l-am așteptat cu totul. Provine dintr-o familie din Valahia! Da, provine dintr-o familie de băieri de la Stambul, de fapt. Foarte bine! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și minte luminată! Și acum, să ne veselim! La Domnul de la! Da, fiul Ita, cinte la ce lumenica, aia da, la, da, la, cinte la ce sandala, arată la fiul Ita, cinte la ce lumenica, aia da, la, da, la, cinte la ce sandala, aia da, la, da, la, cinte la ce sandala, hai la da la da la, cine place sandala? Hai la da la da la, cine place sandala? Hai la da la da la, cine place sandala? Sunt supărată, dar crede-mă că am un plan. Bravo, hai, e un plan în care faci și tu parte, Maria. Da?
Ca slujnică? Să stau să puci penele și dantelele din trei iubirea? Nu vrei și să îmi pui într-o cap în pământ să-ți ieși toată? Dar cred că așa ca tot pregătia, să dea din gură, să dea ordine, să găsească lucruri de care mi-e bine mulțumită. Ia la masă eu, sub masă. Nu ca slujnică, Maria. Ți-am promis că te eliberez. Da. Gândă ce s-a îndalat. Araclena, îndemana, cibela. Aici se servește desertul? Te-am găsit lingurița, bordoat. Dragul chiar pe amul de pe Dragă Sigismund, iată cum stă situația la 3 zile după înscăunare. Lucrurile nu poate să se liniștească încă și nici nu cred că se va întâmpla asta prea curând. Polonii stau cu ochii ațintiți asupra cetăților noastre și încet, încet ies la iveală nelegiuirile nobililor de diverse ranguri de la curte. Boierii și dregătorii deopotrivă se bat acum cum din piept, zicând că nu l-au susținut niciodată pe Aron tiranul și că se bucură că a scăpat țara de el. Minciuni fără scrupuri. A sosit momentul să-ți cer acel favor despre care am discutat în mai multe rânduri. Plecarea mea definitivă în Dobrogea. Nu ne trebuie o moșie mare. Am să caut o casă modestă, cu grajduri și puțin pământ. Dacă avem noroc, poate și livadă. Dacă nu, măcar să fie aproape de pădure. Eu mi-am ținut făgăduială. Sunt sigur că vei alege omul potrivit care să-mi ia locul. Te salut, scump principe. Al tău, Ștefan Răzvan Vodă. Ștefan Răzvan Vodă, se poate? Maria, ai revenit? Hai, lasă asta, acum vină cu mine. Unde? Te aduc în sălașul meu. Ce, ai mai fost? Nu. Mă gândeam. Dar dacă mă recunosc cu oamenii? Nu te recunoaște nimeni, că de-aia ți-am adus pălăria de la Grâșdaș cu jocul de la Gheorghe. Ia repetă-te după mine. Patrinorul Șac Parno? Patrinorul Șac Parno? Pene andau dorochiro? Pene andau dorochiro? Trânghesc pe șlem nasfalo? Trânghesc pe șlem nasfalo? Pale de canailan? Pale de canailan? But mișto mai falea mai. But mișto bai falea mai. Bravo! Hai, vină cu mine, să vezi acum baira. Să nu mai curgă sânge de moldovean. Eu v-am zis, făcă-i flăcău cum se cuvine. Ei, da, da, ai zis că numai de rol ai vorbit. Cum ai vorbit, fă de rol? Dar cine a început cu zvorul după mine, doamne? Umbla după Vidra! Nu eu! Păi dar chiar așa e, Vidra, într-o familie bună de boieri. Păi da, ce? Voi credeți că Moțoc ar fi acceptat așa ceva? A ținut-o cinstită la casa lui până acum, da? Asta chiar așa e?
E neprihănită, se știe. Păi de-aia plăpușilor o zvan fotă pe semne. Auzi, bă, dar nu tu dă dai din meliță că răzvan își face de cap. Eu! La fotă! Am zis eu așa ce n-am avut! Da, eu v-am zis numai că prin atacul lui toate servitoarele se perindă după lăsarea serii. Acum, ce treabă, nu știu, și e treaba lui, bă! Da, asta chiar așa e, e treaba lui. Păi voi asta noci și răstă noci vorbele mele. Auzi. Da, ci că-și petrece nopțile cu o roabă de la curte. E treaba lui, frate. Nepoata fratelui Dogarului? Tesătoarea! Ei, dar de unde? Cu fica lui Țiganca Vajicoara? Nu, mă, cu văduva Căldărarul. Căldărarul care a murit? Da. Care tu? Ăla care intră strigoiul? Ăla de-a încercat să pune lingurile de aur, i-a dat cu lumara în boată. Ce nătâng! Voia să-i le dea nevestisii ca dar de nuntă. Și cum a murit? Păi l-au prins ăștia și l-au rugat în apă sucenei cu lațul la picioare. Și a murit? Ei, păi, dar tu ce crezi, mă, dacă nevastă să ai văduvă? Păi și cum fă văduva ai făcut cu ochiul lui Vodă? Da, e frumoasă, fă, nevoie mare. Chiar eu, o știu și eu. Ei, da, treaba lui. E voievod, poate face ce vrea. Numai birul să nu ceară câte cerea tiranul. Doamne, ajută! Bine că am scăpat! Doamne, Răzvan, din cer te-ai povărât să faci dreptate, sărmanii! Să ai gura mulită cu aur și să fie un conducător cu frică de Dumnezeu! Bine, Iulia! Mai vede la mine, văd! Da, am tot curtat, nu știu dacă m-ai văzut. A trebuit să mai las, să păr și la alte ocazii speciale. Uite, te-ai tantemat, Iulia. Da, știu de ce te-a pus tare. Dar fii pe pace că nu-mi datorez nimic. Ai urcat în rang, ai ajuns pe tronul Moldovei, nu trebuie să te mai prefaci. Să mă prefac? Știu că nu mă place. Cum să nu te plac, Iulia? Nu vorbi aiureli. Cum îmi place o femeie cu insecțimea ta, cu agerimea ta, cu patima asta pe care o pui tu în lucruri. Doar că... E foarte clar că nu mă place. Adică nu ca pe o femeie și înțeleg perfect, nu sunt delicată și tandră ca alte fete. Ci mai mult se sperie de voința mea și firea mea hotărâtă pentru că nu e femeiesc să te arăți așa. Da, Iulia, ei doar sunt invidioși și proști. Dar noi împreună putem muta munții din loc, putem scrie istorie, putem schimba lumea. Da, da. Asta vrei de la femeia cu care o să-ți petreci viața? Păi, cât de puțin îmi place, de ce nu? Dar vezi, eu nu sunt așa. Eu nu vreau să fac pe plac nimănui. Eu o să fiu lângă tine pe câmpul de luptă, în spatele tău un sfatul domnesc și peste tine ori de câte ori poftesc. Dar scupă, domnița, nu ne-am măritat, n-am. Eu o să dai, stai, stai, ești postelnic, ești postelnic, ai voie să-i crei cine chemat. El este Gheorghe, mâna mea dreaptă, mereu curată. Și dregătorul bun la toate are deja 5 slujbe. Iar așa, Gheorghe, e 5 slujbe? Da, cu 5 titluri, dar nobilă domniță. Bine, încă nu se păresc prea bine meșe și gulpii tabli, dar mă rămân mult pentru asta și nădăjdesc că voi reuși. E modest și puțin stângaci cu doamnele. Vai, Gheorghe, dar secretul stă înfrământat. Da. Bunica mea face cei mai buni colaci din Bucovina și m-a învățat și pe mine. Doar că eu niciodată nu am avut răbdare. L-am plătit. Dacă vrei, te învăț cum se frământă aluatul, de o să-ți crească pita câteodată tur la biserici. Da, scumpă, domnița Iulia, sunteți prea bună. Mi-a fi de mare ajutor. Da. Gheorghe. Gheorghe. Da? Ce voi de fapt sunt aici? Da, era să uit. Armata polonă a trecut în Istrul și a intrat cu forța în cetatea Fotinului. Da, nu par să vină cu intenții foarte bune. Exact așa cum a prevăzut Sigismund. Vor să mă dea jos. Prea bine atunci. Pregătiți-o astea. Ieșim la război. Imediat, stăpâne. Prea scumpă, domniță, rămâi cu bine. Dar nu rămân nici cum, Gheorghe. Vin la bătălie. Să frângem niște polonezi. Am venit numai decât. Ce faci, ești la luptă? Da. Și mă bucur că te mai văd o dată. Și mă gândeam să rezolv asta înainte de toate. Ce e asta? Eu, voievod Ștefan Răzvan, declar din prezenta că Maria Țiganca, fiica lui Titu Cărăușu, urmașa robilor vătrași căpătați prin Danie Mănăstirească, vădvă de la moartea soțului ei, pentru că m-a servit cu devotament și afecțiune, punându-și tot sufletul în munca sa, prin prezentul act pe care îl mânez, o absolv de robie și încuvințez să plece unde și când va vrea. Ziua a 8-a, iulie 1595. Vodă Răzvan prin logofă Dimitrie Gheorghe.
Răzvane! Aici sunt actele pentru eliberarea familiei tale. Da, tot să-l lași și familia mea. Tot să-l lași. Bine, da. Mai puțin socri, că ei așa vreau să purta cu mine din partea mea, poate să-și putrezească aici dacă e. Glumim și noi, boierule, ce nu mai știi de glumă, să se ducă sănătoși. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc din tot sufletul meu. Ți-am promis. Și te-ai ținut de cuvânt. Nu-mi cua țigani. Mă duc să-i dau mamei vestea. Ascultă aici. Am pregătit în Dobro geam un lăcaș pentru noi. O să avem de toate și nimeni nu o să ne ceară sucuteală. O să avem și o livadă. Tu anunțe-ți familia și pregătește-ți lucrurile. Va trebui să mergem pe furiș, altfel o să rămân fără cap, iar tu fără soț. Asta dacă o prins într-o soție. Răzvane, tu glumești? Nu glumesc, o să facă tot posibilul să mă omoare. Nu! Nu asta, Vengoțule, nu! Tu chiar mă ceri de soață? Maria, familia ta e liberă. Spune-le să plece de pe acum din calea colonilor. Bine, Răzvane. Spune-mi, te rog, să scap cu bine. Trebuie să scap cu bine. Tu pregătește-ți lucrurile. Plecăm. Gheorghe știe deja. Și mântu. Yes! Eu mi-am de rezolvat un singur lucru. Mă gata, mult mai bun! Și stai aproape! V-ați auzit cum l-a prins pe boier Moțoc? Da, am auzit că l-au prins în timp ce încerca să scape călare în Transilvania. Ba nu, eu am auzit că l-au prins haiducii și i-au făcut felul. Ba eu am auzit că a murit călcat un copil de propriile lui vite. Nici vorbă, e teapă și nepătămat, pus la păstrare temniță. Răzvan a atras o ceafeală spunându-i că i-a decapitat pe toți nobilii. Și cu asta l-a făcut să-și recunoască faptele necurate. Doamne, cât de șterpe, Răzvan! E norocoasă Maria că l-a fermecat. Auziți, da, voi sunteți siguri că s-au dus în Dobrogea? Ce, fă? Ziceam și eu așa că e cale lungă până acolo și o să ne rupem picioarele. Păi, fă, e taină mare, fă, dacă nici Mutu nu vorbește. E mult. Mare milostenie și-a făcut când are dat libertatea. Așa e, Dumnezeu să-l ocrotească. Păi, fă, dar noi acum, dacă suntem liberi, putem să facem ce vrem? Păi, cam așa, da, după placul inimii. Păi și atunci noi de ce mergem după ei? Uite și la asta, a luat-o cu limbarița înainte. Nu vorbește mult, și vorbește ea. Păi fă, zici și mie, când ți-a fost ție mai bine, fă, nu cu Răzvan? Da. Păi și atunci, dacă ți-a fost mai bine cu Răzvan, nu înseamnă că atunci ți-a fost mai bine? Păi dar se duce tocmai în Dobrogea. Și-o fi cale lungă până acolo. Păi și dacă el se duce în... Nu înseamnă fă că acolo e mai bine. Uite că pricepul. Auziți? Dar e adevărat ce se zice despre Vidra și Gheorghe? Ce? Cum că ar fi încurcați pe E mai mult decât adevărat. E mai mult decât adevărat. S-au logodit în secret înainte să plece la bătălie. Serios? Da. Păi stai puțin, Mutule, cum vine asta cu mai mult decât adevărat? Adică un lucru ori e adevărat, ori nu e, nu poate să fie altfel. Adică? Un lucru este adevărat atunci când se știe că ea e Eva. Și e mai mult decât adevărat? Și e mai mult decât adevărat atunci când pot să-l confirm chiar eu, căci am fost martor. Hai mă, că-ți lipsește o toacă. Pe toate le știe. Ar trebui să fim părat? Păi uitați-vă la el, deja trăiește regește. Când bărbații sunt la luptă, mă străge întreține soațele. Bă, dar eu tot nu mi-o pot imagina, mă, pe Vidra de vastă. Nimeni nu poate, dar pe Gheorghe da. Hai mă, lăsați că sunteți se poate de potrivit. Da. Hai. Hai, hai. Te-a luat o părișca. Thank you.
Doamne, e ca un vis! Nu, eu încă nu pot să mă obișnuiesc, încă nu vine să cred. Toate astea sunt ale noastre? Da, și nimeni nu o să ni le ia vreodată. Și noi o să putem să rămânem aici și să avem o familie? Da, și mulțumim de copii. O să ție nu-ți pare rău că ai lăsat totul în urmă? N-am lăsat nimic în urmă. Sunt viu și te-am cu tine. Cu mine, cu tine, noi. Te-am cu mine. 3, 4. Deci am totul. Mă bucur că nu ai regrete. Da, să știi că tot neamul moldovean te plinge crezând că ești mort. Da, cel mai regretat conducător e cel care m-a apucat să-și facă prea mulți dușmani. Auzi, atrage o trăsură, ia stai. Cred că am ajuns! Wow! Aoleu! Bine ați venit! Felicitări, Iulia! Iulia, gravidă! Felicitări, domnule, cum ești să fii grea? E greu, îți dai seama. E, e și mai greu pentru mine. Îmi lipsește acțiunea, Gheorghe, nu mă lasă să fac nimic. Dar îi arăt eu lui după ce iese ăsta micu. Mutule, ce faci? Am ajuns acum 3 zile! Am ajuns acum 3 zile, ne-am găsit un loc unde să ne așezăm și, na, acum ne facem case. Ah, și tot în serviciul de banvă, da? Ba, pardon, îl cheamă Ion acum, iar eu sunt servitor cu drepturi și plătit. Liber să plec dacă așa dictează mie să plecem. Și, Gheorghe, cum e să fii medelnicer, jitnicer, stolnic, pitar și postelnic sub voievodire mea mobilă? Nu știu, capitane. Am refuzat să muncesc sub omul polonilor și al turcilor. Sunt boier acum. Ne descurcăm foarte bine din căscătoria de vită Iuliei, care prosperă sub pumnul ei de fier. Să nu credeți că s-a schimbat într-un fel, ba chiar e de 2 ori mai șefoasă cât și pentru fel. Lasă că vezi cu acasă. Boierilor, nu vreți să-mi cheme o furtații, să facem o masă mare și să începem repetiția pentru nuntă sau pentru botez? Da, ce m-a dus să chem? Să ne veselim atunci, să ne cinstim. Să fie într-o ceas bun. E să nu trebuiască să nasc pe drum.